Adam Clisi este satul a cărui nume este strâns legat de monumentul Tropeom Traiani, ocupația turcească de la acea vreme, dându-i numele de Adam Clise, care înseamnă casa lui Adam. Se spune că locuitorii din zonă veneau aici și se închinau la monument, fapt ce îi determina pe turci să asocieze locul cu o biserică. Tropeom Traiani a fost întemeiată de romani, la începutul secolului II după Hristos, pe locul unei vechi așezări getice. Istoria cetății este strâns legată de bătălia din 101-102, după ce armata romană câștigă războiul cu dacii. Lupta a fost crâncenă atât pentru daci cât și pentru romani. Pentru a marca măreața victorie, Traian decide să ridice în 106 după Hristos un monument triumfal în memoria celor 3800 soldați care și-au pierdut viața aici. Împăratul a ordonat ca monumentul să fie amplasat pe un deal, astfel încât să poată fi admirat chiar și de locuitorii din cetate. Povestea vestigilor a fost scoasă la iveală în anul 1882, pe când echipa arheologului Grigore Tocilescu săpa pentru prima dată la Adam Clisi. Ștafeta a fost preluată în 1910 de Gheorghe Murnu. Au fost descoperite un altar, monumentul triumfal și tumulul funerar. Mai apoi au fost scoase la iveală și zidurile cetății. Cu atât de mult material arheologic, în 1977 se înființează Muzeul Tropeom Traiani. Astfel, a luat naștere un complex muzeal format din monument, cetate și muzeu. Eu sunt Dima Rancu și te invit să-ți cunoști istoria prin intermediul proiectului Dobrogea 143 de la Grecia din Milet la generația Millennials.